cât timp ai petrecut în Vama Veche la filmări, la retreat? Păi am fost aproape 3 săptămâni acolo. Am avut și câteva zile libere. A fost frumos că am avut și zile libere în care să mă bucur de copii, dar am avut și zile libere în care ceilalți filmau, dar eu și Adela și Laura nu filmam și atunci am putut să ne... să ne răsfățăm, să ne distrăm, să ne și găsim așa un timp de respiro doar al nostru, așa, în viața reală. Dar ai avut, știu că îmi povesteai tu că aveai o doamnă care te mai ajuta cu copiii, a mers, a venit ea la mare cu copiii sau i-ai lăsat cu soțul sau cum v-ați împărțit? Da, ei aveau oricum grădiniță și m-a ajutat soțul meu și mama și Bona și Cineta, a fost așa au fost multe forțe care au ajutat ca eu să pot să plec. Nu, dar au venit și ei acolo? Da, au venit cu soțul meu 3 zile și s-au comportat civilizat. Deși cel mic a rămas așa în memoria echipei de filmare, chiar dacă n-am filmat. Adică noi stăteam toți acolo și a dat trezirea la ora 7:30. Mă rog, asta e. Ce vârstă are? El are 2 ani jumate. Mult înainte, deci nu stă locul lui, indiferent ce ei face. Exact zona aia grea, că asta vorbeam și cu Adela, că nu, asta cu copii de 2 ani jumate la filmări sau în locuri unde mai sunt și alți oameni, e cam complicat. Dar fetița e atrasă de zona asta a ta cu actoria, iar plăcea să vină și ea în fața camerelor de filmat? Eu cumva încerc să o țin mai departe de zona asta și prefer să cumva să simtă ea așa. Adică o duc la teatru, o duc la film, mergem împreună noi două așa peste tot. Dar apropo de spotlight și de zona de reflectoare, să zic așa, o țin departe, mi se pare foarte important și de asta am și făcut, am deschis acum un studio de teatru Shakespeare pentru copii. Mi se pare foarte importantă educația pe care le ofer copiilor și cumva să faci diferența între ideea asta de star și de lumini și de scenă și educație, știi? Adică vreau să dau mai departe cumva ce am învățat eu și ce am acumulat și, mă rog, am lucrat foarte mult la programa asta de studio de actorie Shakespeare pentru copii, dar mi se pare foarte important să înțelegi că atunci când îți dorești să fii actor sau îți dorești să faci ceva în industria asta și în lumea asta artei cinematografice, teatrale, e important să-ți vezi cumva procesul, nu să te vezi în lumina reflectoarelor. Adică e important să creezi niște lucruri și asta mi se pare foarte important de diferențiat, așa, mai ales în ziua de astăzi în România. Ce rol ai tu în filmul Retreat Vama Veche? Păi joc rolul Evei, mă rog, teoretic e principal, dar de fapt suntem toate trei principale, pentru că, na, cumva în prietenie mi se pare că fiecare are momentul ei de a fi principal, știi? Și cumva trebuie să te dedici prietenilor în momentul în care ele au nevoie. Și... Păi sunteți și prieteni în viața de zi cu zi sau doar în film? Da, suntem foarte bune prietene. În primul rând suntem prieteni în viața de zi cu zi, de ani de zile. Nici nu i-am mai numărat foarte bine. Eva e o psihologă care lucrează și cu zona asta de constelații și cu cuplurile. E așa un pic în lumea ei, dar în același timp știe să se și distreze. Când vedem filmul? Când intră? Din câte am înțeles, mă rog, nu e nimic stabilit 100%, dar cred că va fi undeva în februarie-martie, pentru că e un film, e o comedie romantică, foarte clean, așa, foarte legată de prietenie, de dragoste, și atunci mi se pare că, adică, cred că au ales foarte bine zona de lansare, februarie-martie, femei, iubiți, adică e bine. Ultima întrebare și închid. V-ați nimerit toate trei la casting sau ați fost așa alese? Rolurile au fost scrise pentru voi? Rolurile n-au fost scrise pentru noi, dar regizorul Petre Năstase, fără să știe că noi suntem extrem de bune prietene și avem o conexiune de ani de zile, ne-a ales pe fiecare pur și simplu. Eu când m-am dus să vorbesc cu el, să discutăm și să vorbim despre, mă rog, pe scenariu, le-am văzut în cast listul pe acela principal, pe Adela și pe Laura și pur și simplu nu mi-a venit să credeam că nu se poate așa ceva, e, Doamne, ce întâmplare, și chiar simțeam că
Așa că a fost o întâmplare extrem de fericită, cel puțin pentru mine, și după aia de fapt s-a dovedit că pentru noi toate, adică toate am fost extrem de bucuroase așa și de încântate că se întâmplă asta.